S-a cântat, El e rege și domn, dar nu e rege și domn pentru că își cântăm noi, ci cântăm pentru că este, slăvit să fie în veci. Domnul spunea, citesc din Matei 24, de la versetul 37, ce s-a întâmplat în zilul lui Noe se va repeta. Ce anume? Oamenii vor fi atât de absorbiți de mersul evenimentelor de cotidian, mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie. Atunci, cum zice Asaf în Psalmul 73, s-au năruit toate planurile, însă Noe și familia sa au plutit peste ape și au ajuns să vadă un pământ curățit. Să ne ajute Domnul și pe noi să scăpăm de potopul, nu de apă, și de foc care va veni și să ajungem pe nou pământ. Mă gândeam, oamenii tare mult, acum în România, în mod deosebit în ultimele luni, fac și noi suntem siliți aici să facem modificări la clădire de teama focului. Dar numai de foc nu o să scape. Numai Dumnezeu ne poate scăpa cu adevărat de foc și să ne treacă biruitorii Sfânta Lui împărăția. Amin? În ideea aceasta vreau să ne oprim puțin la 2 Petru, capitolul 3. Apostolul spunea, citesc de la versetul 1, preiubiților, și repetă el apelativul acesta, versetul 3 apoi, vreau să știți că în zilele din urmă, și vreau să ne oprim, uităm puțin la oamenii ultimei generații. Să observăm mai întâi din cuvintele lui Petru și nu numai, din observații zilnice, lumea necredincioasă. Citesc de aici, de la versetul 3. În zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor. Sunt scoase în evidență două aspecte: batjocura și imoralitate. Uitați-vă în jur cât de disprețuitori, cât de aroganți sunt oamenii. Și aceste stări și spirite vor să ne atace și pe noi. Imoralitatea, nu greșesc spunând, fără precedent. Când Sodoma a fost numai live, dar acum e și virtual, e dezastru. Și scrie în versetele următoare, e ca un răspuns, ca o explicație. Cum își pot permite oamenii să batjocorească și să fie atât de stricați? Scoțându-L pe Dumnezeu, dacă s-ar putea, în mod total, din ecuația vieților. Vor zice, nu-i Dumnezeu în control. Lucrurile merg așa, doar zidirea este, dar nu-i ziditor. Asta spune în versetele următoare. Nu vor să-L recunoască. Asta deranjează cel mai mult pe oameni în vremea noastră. Să n-audă de Dumnezeu. Însă țineți minte ce spune Scriptura. Oamenii care au murit vor auzi de Dumnezeu la înviere. Ăștia care nu vor să audă de Dumnezeu, vor auzi de Dumnezeu într-o zi în viața asta. Și cum spune versul lui Ioanid, în ceasul slavei sclipitoare, în ceasul lumii cel mai greu, când cei ce au dat pe sfinți la fiare vedea vor forța creatoare, noi vom șopti cu adorare, e Tatăl meu, mărit să-i fie numele. Asta e lumea necredincioasă. Observați acum tabăra cealaltă, turma mică, din care bine ar fi să facem parte. Scrie aici de la versetul 11. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, adică totul va arde, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o portare sfântă, evlavioasă, exact opusul acelor stări de imoralitate și de batjocuri. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, versetul 13. Deci noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților,
fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Amin? Hai să ne evaluăm care din aceste stări ne caracterizează. În ultimele zile, suntem fără prihană, fără vină, cu pace? Doamne, ajută-ne! Mi-am amintit de o întâmplare. Se spune că un om bogat a vândut o cămilă la piață și a cumpărat-o un om sărac, chiar a obținut un preț bun. Și când a dus-o acasă, a descoperit că sub șaua cămilei era o pungă cu bani. Vă dați seama, copii, un om, animal, pe lângă el, ce tata, câți bani sunt? Păi noi am luat cămila pe gratis. Uite aici cu bani. Și tata spune, dar noi am cumpărat cămila și șaua, punga nu, trebuie să o ducem înapoi. Băiețel spune, da, tata, dar ce crezi că mai știe? Dacă nu știu unde e punga, știe cât a mai fost în pungă? Am dat și mie ceva de acolo. Băi băieți, nu se poate. Și s-a dus la vânzător. Interesant, acesta îi zice, eu am pus acolo punga. Vă spun dinainte, dacă-s toți banii cât ți-am pus, oricum sunt bani falși, vă dau tot atâția bani buni. Zis și făcut. Și băiețelul zice către tata, și am pare de bine că nu mai lăsa să iau un bănuț. Că și n-aveam ce face cu el. A, când auzim astfel de întâmplări, unora aproape că nu le vine a crede să fie drept. Dar cam așa cred eu că ar trebui să fie oamenii aceia fără vină și în pace. Doamne, ajută-ne! Ideea pe care vreau să vă las, gândul care să ne frământe dacă trebuie. Lumea e de o parte, în stânga, neprihăniți în dreapta. Și așa vor rămâne pentru vecii vecilor două tabere, cu doi stăpâni, cu două scaune de domnie, cum scrie în Apocalipsa. Dar până una altă, în viața asta și cu atât mai mult în ultima generație, pentru că oamenii ultimei generații trebuie să-și decide soarta în timpul vieții. Ascultați ce scrie Petru. Citesc de la versetul 17, din nou cu același apelativ. Deci voi, preaiubiților, știm mai dinainte aceste lucruri. Că lumea, pofta ei, pământul acesta, totul e material de ars. Păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelejuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Adică lumea asta trage de noi, diavolul de fapt, spiritele rele, să ne ducă cu ei la moarte. Și ce e mai interesant? Biserica este chemată să smulgă de la ei. Zice Iuda în epistola sa, vă citesc, știți că 2 Petru cu Iuda sunt epistole gemene. Iuda, capitolul 1, versetul 22, mustrați pe cei ce se spar de voi și vor să ducă în lume, nu vă duceți acolo, e moarte. Căutând să mântuim pe unii, mă mântui înseamnă a salva, smulgându-i din foc. Zice, dar totuși fie vă frică, nu cumva, să vă prindă și ei. Noi vrem să salvăm pe ei, ei vor să ne atragă pe noi. Este o luptă pe viață și pe moarte. Să vă dau un caz din Vechiul Testament, cartea a doua a Cronicilor, capitolul 21, reamintindu-vă până ajungeți acolo, că Iosafat a fost un om evlavios. A reușit să tragă mare parte din țară de partea Domnului. Dar undeva s-a instalat un pol izabelic, ahabic. Și cum a murit el, au început oamenii să se ducă în partea cealaltă. Pentru că fiul său, care a urmat la tron, vă citesc 2 Cronici 21, versetul 11, Ioram a făcut chiar înălțime în munții lui Iuda, a târât pe locuitorul Salemului la curvie și a amăgit pe Iuda.
Și o generație mai târziu, dacă veneai, nu mai era tabăra mare ca aceea pe care i-a adunat Iosafat într-o zi de post, cu femeile, cu copiii, și acolo au fost profeții și Dumnezeu le-a dat o mare biruință. În generația următoare, tabăra mare era lumea și te-ai întreba cum au trecut de aici acolo. Au fost amăgiți, au fost târâți, dragi tineri, colegii, știți că au temă pentru acasă dată de diavol să vă atragă pe voi. Mergeți în curând la școală să vedeți cum agață cârlișile după voi. Cum scrie în Proverbe 1, haideți cu noi! Nici pensionare nu scutiți. Că și pe aici, prin oraș, pe unde se mai audă, se mai adună bătrânii sau știu eu pe unde se mai întâlnesc și pe ei vor să-i trag. Am întâlnit-o aici la un semafor, doi bătrâni vorbeau, unul îi strua pe altul cum să-și facă cont pe Facebook. Precepea ca în greu bătrânul. Dar trage! Familiile tinere! Este o atracție puternică. Doamne, dă-ne nouă putere să-i tragem pe ei. Și unii parcă se întreabă, dar fiți mai temperați, liniștiți. Ce? Nu, trebuie să-i smulgem. Este o bătălie. Hai să ne cercetăm în ce stare suntem. Mai întâi dacă noi ne silim să fim curați și apoi dacă dorim să ajutăm pe alții. Sau nu ne mai întreabă salvarea altora, mancă și noi, Doamne ferește, devenim din ce în ce mai puțin moral și chiar bat jocura să ne reprezinte. Zilele astea stăteam de vorbă la un moment dat, erau mai mulți acolo într-un grup și o soră îmi prezintă pe două fete ale ei și întreb, sunt credincioase? Zic, da, mama, uite, îmbrăcată cuvincios și voi? Una era măritată. Și zice, soțul îmi dă voie. Și el, sărmanul, da, eu îi permit. Și m-am gândit, în Biblie scrie că Hristos e capul oricărui bărbat și Dumnezeu e capul lui Hristos, în 1 Corinteni 11:3. Dar uite ce bărbați aroganți, bă, ei permit, măi. Contează ce spune generalul. Că așa se face în toată unitatea. La mine, la grupă, nu mai ne încheiem la copcă. Grupa mea face ce vrea. Vedeți? Așa apar barjocurile. Oamenii sunt târâți. Doamne, îndură-te de noi. Povestea fratele Nichitean Gavrilă, era la New York, la biserică. Și zice la o soră în timp ce părțea cina. Dar tu, membră în adunare, venită din România, în așa fel te-a corupt America, nici măcar în biserică nu-ți mai pui un batic pe cap. Și s-a deranjat, oameni. Și la urmă așteaptă soțul, auzi? Și atent, te dau în tribunal. Ce să-i spun? Dar, soră, dar sunt responsabil, frate, dar eu vreau să vă salvez. Eu nu vreau doar așa să vă dau cina și să ne ajungi la adevărata cină de sus. Să știi că te dau în tribunal, oameni batjocoritori. Și visează fratele personal, mi-a povestit, zice, noaptea se făcea că am ajuns la tribunal. Inculpat, i-am spus la o soră să pocăiască. Și judecătorul, pentru că a atins acest aspect, 9 ani de detenție. Și s-a trezit fratele și a întărătat și a spus, Doamne, chiar s-a gândit ăștia, mă dau în tribunal și te poți aștepta la orice. S-a rugat, s-a culcat din nou și visează că e chemat la tribunalul suprem, un judecător în haine albe. Și s-a făcut recurs datorită unei sentințe dată greșit. Nichitean Gavrilă, achitat, nicio vânăvărție, și ai făcut slujba. Femeie, pentru că ai umblat îmbrăcată necuvincios 9 ani de detenție. Cum ai făcut? Și atunci se va face. Bărbatul, exact aceeași pedeapsă. Și când s-a dus fratele la adunare și a început să le spună visurile după primul, vă dați seama ce au zis, nu? Ți-am spus noi, frate? Și stai, că mai este un tribunal.
Și i-a zis Tribunalul Suprem și a fost un judecător în haine albe. Dragii mei, ca mâine vine Domnul să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim găsiți curați înaintea Lui. Cât diavolul vrea să ne cucerească. Cu o lăcomie, cu o mârșăvie, cu o imoralitate. Închei această scurtă pledoarie pentru a ne păstra curați și pentru a-i salva și pe alții, că e ultima generație. Și păzească-vă, Domnul, să aveți gândirea aia escatologică, conform căreia după răpire vor fi oamenii mântuiți. Când se închide ușa, e gata. De aceea și noi ce trebuie să facem, trebuie să facem acum ca oamenii să fie mântuiți. Amin? Acum vine diavolul să ne atragă, să ne momească, să aduce la Domnul Iisus. Și scrie în Ioan capitolul 14. Dar înainte de a citi asta adaug ceva. Știți, scrie la bisericile din Apocalipsa capitolele 2 și 3 că erau unii credincioși, membri în biserici. Domnul le promite mari lucrări. Dar de asemenea le spune la unii că nu știu că-s necăjiți, nenorociți, sărmani, goi, alții morți, pe alții ameninți. Și m-am întrebat nu de puține ori, Doamne, de ce în biserica Ta sunt astfel de stări? Și m-am întrebat care e cauza. Și citind și recitind acele 7 mesaje, am ajuns la convingerea, scrie acolo, puteți observa, e simplu de văzut, erau învățători mincinoși, proroși mincinoși, și oamenii cu scriere Efeseni 4 erau în mijlocele de amăgire. Unii trăjau de ei într-o parte, alții trăjau de ei în altă parte. Am întâlnit undeva în țară recent un băiat care vrea să se căsătorească cu o femeie cu probleme, nici nu era terminat divorțul. Și am vorbit cu el personal și îmi zice, auzi, am fost la 6 păstori. 3 mi-au spus că e voie, 3 mi-au spus că nu e voie. Și am fost la proroci. Unii mi-au spus că e voie, alții că nu e voie. Exact ce vă spuneam, se trage de noi. Unii trag într-o parte și alții trag în alta. Și m-am întrebat, Doamne, dar de ce lași toate astea? Și am înțeles că Dumnezeu ne lasă opțiuni. Vrei lume? Îți vine gustul, tava, așa prin față. Vrei lucruri stricăcioase? Ți-s la îndemână, Dumnezeu ți le lasă. El care a lăsat șarpele în grădină, lasă să-ți vină ofertă. Dar tot Dumnezeu vine înaintea noastră cu mesajul și ne spune, prea iubiților, și Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie, pentru sine. Da, în acest context, în acest complex de lume și de divinitate, de păcat și de sfințire, noi suntem atrași și în final vom alege. Dar tocmai în acest context se va vedea ce iubim și cu cine vrem să fim. Asta va fi pentru noi frumusețea. Și acum vă citesc ce a spus Domnul Iisus Hristos, Ioan 14, de la versetul 30. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. Dar El n-are nimic în mine. Dar vine, de ce vine? Pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit. Adică toate acestea vor dovedi cât de mult îl iubim noi pe Domnul. Doamne, ajută-ne să fim ai Tăi cu întreaga noastră ființă. Să refuzăm orice ofertă demonică și cum scria textul în 2 Petru 3, să așteptăm, sau cum spune T2, fericita noastră nădejde. Căci ca mâine vine Domnul. Adevărata biserică va spune Maranata, vino Domnul Iisus. De aceea ne luptăm pentru copii, pentru prieteni, pentru toți. Și cât încă ne mai lasă Dumnezeu aici, întinde mâinile într-o parte și în alta și am vrea să-i smulgem, să-i salvăm, să nu rămână nimic afară și toți să intrăm în Sfânta Împărăția Domnului. Amin.